pe dreapta liber Bergkamp, vine acolo Hagi, foul, puțin nervos Hagi, a fost lovit cu mâna de Bergkamp și primul cartonaș galben al acestei întâlniri, îl vede Hagi. Mă tem că după episodul din finala Cupei UEFA, când Hagi a fost eliminat de pe teren, foarte mulți adversari îl vor provoca, vor căuta să-l irite. Are măsură de capacitatea logică de a se elibera în spațiile laterale, cum a făcut de data aceasta. Joao Pinto. Și se pare că da, este primul cartonaș galben, îl vede Joao Pinto. E foarte important acest cartonaș galben, tocmai pentru a atrage atenția adversarului asupra posibilității ca atacându-l pe Gică să poată fi și eliminat. Se vede la această reloare cât, ce rezistent a fost tricoul lui Hagi. Foul clar și bineînțeles că a avut cartonaș meritat.